susține. Mă bucur că este alături de noi părintele Vasile Ioana, parohul Bisericii Sfântul Nicolae dintr-o zi. Dintr-o zi. Dintr-o zi, am zis, Mirela. Da, cine nu știe pe părintele Vasile Ioana? Părinte, pare că sunt gândite toate aceste lucruri până la cel mai mic amănunt. Asta înseamnă și o foarte mare încredere a bisericii în Enoriaș că vor respecta aceste lucruri. Spuneți-mi dacă, pentru dumneavoastră punctual, aveți capacitatea, aveți deja voluntarii care să înfăptuiască toate aceste lucruri pe care Patriarhia a riscat cumva să le lase în desfășurare. Draga mea, Oana, mă bucur să fim în dialog. Vreau să știi că atunci când copilul cere mamei un cuțit să se joace cu el, mama nu îl oferă, corect? Și mama se supără. Mama spune, vai, copilul se supără și spune, vai, mama, nu-mi dai cuțitul să mă joc. Ideea este că în momentul acesta suntem într-o luptă pentru viață. Și biserica, care este mama noastră, care are grijă de starea noastră spirituală, de hrana noastră, biserica alege să nu devină focar de răspândire de virus. Acest lucru este cel mai important. Este esențial să spunem oamenilor adevărul. Dragii mei credincioși, realitatea ne-a arătat că nu putem să vă ținem la 2 metri unul de altul. Și atunci alegem viața. Gândiți-vă ce ar fi fost, Doamne ferește, ce ar fi fost, dragii mei, să ne adunăm în fața bisericilor și să se spună, și să se spună după aceea că noi preoții am răspândit moartea. Că pandemia s-a mulțit și numărul de morți crește din cauza noastră. Doamne ferește! De aceea biserica alege viața, alege viața bătrânilor și deși avem acum împotrivit ale unor slujitori inconștienți care nu înțeleg faptul că ascultarea este mântuitoare și dătătoare de har, aceștia își vor lua plata. Nu îi judecăm, îi înțelegem. Dar în momentul acesta, voluntarii bisericilor au voie să participe. Deci cei mai fierbinți credincioși tinerii bisericii care vor veni să participe și să ia Sfintele Paști, să le distribuie în parohie, vor fi acolo. Voluntarii noștri de la parohia Sfântului Nicolae dintr-o zi, deja de 2 săptămâni, distribuie alimente bătrânilor. Deja bătrânii s-au obișnuit cu ei, lasă alimentele în fața ușii și se salută de la distanță, mănuși, mască și ei pleacă. Este o mărturie foarte frumoasă. Deja se petrece lucrul acesta în biserică. Iar acum, fiecare parohie își va da măsura organizării, puterii organizaționale. Pentru că acum, cei care sunt aproape de biserică vor deveni voluntari, vor lua Sfintele Paști, vor lua salcie, da, de flori și vor merge în scările de bloc la cei care solicită sprijinul nostru și solicită salce sau paști sau lumină și vor primi. Deci acum membrii fiecărei parohii vor fi aceia care vor da măsura dragostei lor. Și deja voluntarii s-au adunat în împrejurul nostru și e minunat că este așa. Dar îți mai spun ceva, Oana. Este greu. Ne e greu și nouă fără voi, oamenii. Și vouă vă e greu fără noi. Dar este o golgotă. Săptămâna patimilor, ce înseamnă? Împreună pătimire cu Iisus. Păi noi acum, cum pătimim? Pătimim în singurătatea casei noastre. Pătimesc în singurătatea casei mele, în Ghețimanii, adenia de joi, Iisus cu lacrimi de sânge, cu transpirație, cu sudoare, a spus, Doamne, treacă de la mine paharul acesta, este greu paharul acesta. Și pentru noi poate este greu paharul acestei suferințe. Dar a spus Iisus așa, dar nu precum voiesc eu, Tată, ci precum Tu voiești, Tată. Și atunci, facă-se voia Ta, acum se vede. Dacă suntem smeriți și ascultători și ascultăm de mama noastră biserica, cea care are grijă să prezerve viața, să aibă așa are grijă să nu devină focar de răspândire de pandemie, ci devine izvor de viață. Biserica este izvor de viață, păstrează viața, susține viața. Și atunci îi dăm pe toți credincioșii să lase orice judecată deoparte și să intre în ascultare, pentru că și Fiul lui Dumnezeu a fost în ascultare de Tatăl. N-am
n-a înviat Iisus decât după ce și-a dus crucea, crucea suferinței. Hai să ducem și noi crucea suferinței faptului că nu suntem în biserici ca să putem să ne bucurăm de înviere. Deci nu există gloria învierii fără suferința pătimirii, Ioana. Și atunci cu toții suferim că nu venim, dar știm pentru ce suferim. Nu noi suntem acum într-o situație delicată, întreaga lume. Și vă mai spun ceva, uitați-vă că în țările ortodoxe, unde este cumul uriaș de rugăciune, Sfânta Parascheva pe străzile Iașului, Sfântul Dimitrie pe străzile Bucureștiului, sfinții au mers pe străzi în rugăciune, mănăstirile s-au rugat. Uitați-vă câți morți, câte puțini morți sunt în țările ortodoxe. În Bulgaria, în Grecia, în Serbia, în România, în Rusia, în Ucraina. Sunt foarte puțini adormiți. De ce? Pentru că e mult cumul de rugăciune. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Deci dacă ascultăm și rămânem în casă, în fața televizorului și ne rugăm că avem slavă Domnului, stream-uri, la o liturghie de-a mea, Oana, 260.000 de oameni s-au uitat. Păi eu stăteam și slujeam în fața 400 de oameni la biserica mea. Dar iată, acum în stream live sunt foarte mulți. Dăm slavă lui Dumnezeu. Și cine... Stăm și ne rugăm. Și prin smerenie și prin ascultare, harul Domnului coboară. Să stăm în ascultare, că va fi bine pentru sufletele noastre. Și cine n-are posibilitatea să urmărească un stream live cu un părinte ca dumneavoastră care ține pasul cu toată tehnologia, există canalele unde poți să urmărești slujba de la Patriarhie. Se poate trece. Împărtășesc toată seninătatea dumneavoastră, părinte, și vă mulțumesc pentru aceste gânduri bune și pentru toată energia pe care o transmiteți, pentru că am convingerea și credința că putem trece prin această perioadă păstrându-ne toate lucrurile care sunt importante în această perioadă. Ce... Aici, Oana, draga mea, acum dăm măsura credinței noastre, Oana. Dacă ți-ai adus copilașul la împărtășit și știi foarte bine că acolo e Hristos, rămâi în credință, draga tati. Oana, acum credința se întărește sau slăbește. Ții minte când eram mici, când mergeam la școală și intra profesoara și zicea: stop, extemporal, scoateți o foaie de hârtie. Acum Dumnezeu ne-a spus extemporal. Acum să vă văd, dacă aveți credință, dacă aveți ascultare, dacă aveți dragoste, dacă aveți empatie, dacă iubiți pe săracii voștri, dacă iubiți pe bătrânii voștri, acum să vă văd, credincioșilor. Nu vreau să ne acuze lumea că suntem medievali. Nu suntem medievali. Întreaga ceata creștinilor a dat o lecție de civism, au stat acasă oamenii. Dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar dăm extemporal, aflăm cine suntem. Și să ne rugăm, suntem, părinte, nervoși. Și pentru cei care cred că nu vor lua 5 la acest extemporal, eu cred că împreună putem să trecem pe plus din această încercare. Mulțumesc încă o dată, părinte Vasile Ioana. Vă spun